Bună ziua! Numele meu este Roxana Lușneac Cioriceanu, sunt astrolog vedic și bine ați revenit într-un nou video. Având în vedere faptul că previziunile pentru sfârșit de an, pe care le-am făcut acum o lună, mai mult de o lună, de fapt pe 22 decembrie, au început să se adeverească, am hotărât împreună cu cei de la impact.ro să mă ocup special de acest sfârșit de an și de luna decembrie. Până atunci, dacă nu știți exact cine sunt, vă invit să mă urmăriți pe pagina mea de Facebook, Roxana Lușneac Cioriceanu, sau să citiți despre mine pe site-ul oficial, desigur, roxanalușneacoriceanu.com, într-un singur cuvânt. După cum am mai zis și în videourile anterioare, luna decembrie se anunță a fi una încărcată cu evenimente destul de periculoase, atât la nivel internațional, cât aș zice poate și național. Pot fi diverse accidente, pot fi diverse explozii, atacuri, proteste, situații care scapă cumva de sub control și au un impact foarte mare emoțional asupra oamenilor. Mai ales toate acestea se pot întâmpla după data de 15 decembrie. De aceea nu recomand călătoriile foarte mult prin aer sau pe mijloace pe apă, pentru că trebuie să fiți un pic cât mai preventivi, cât mai liniștiți în perioada care urmează. Nimic nu va mai fi ca înainte, după acest sfârșit de an și început de 2022. Cu cât stați mai în liniște, cu atât sunteți mai protejați, cu atât sunteți mai bine. Dar și în același timp vom avea parte și de lucruri bune la acest sfârșit de an, cel puțin la nivel individual, surprize în familie, poate câștiguri, nu știu, criptomonedele par să fie destul de consistente și de bine, în cel puțin la mijlocul spre sfârșitul lunii decembrie, să fie în creștere. Poate avem bani extra pentru cadouri. În fine, vom vorbi despre aspectele generale început asupra României. Și semnul leu este cel care guvernează harta noastră în această lună decembrie. Asta înseamnă că în ciuda evenimentelor, în ciuda blocajelor pe care le avem în acest moment, care nu sunt tocmai plăcute, rămânem totuși puternici. Avem un spirit de luptători în noi, iar acesta se trezește de oameni care nu pot fi doborâți ușor. Iar asta ne ajută, cel puțin mental, în această perioadă. Oricât s-ar dori manipularea, oricât s-ar dori doborârea efectiv emoțională și energetică a oamenilor, asta nu înseamnă că vor și reuși cei care și-au propus asta. Nouă nu ne-a fost ușor nici înainte de Revoluție și nici după. Iar acum acest moment este doar unul din momentele dificile, atât. Am trecut prin șocuri mari. Iar ăsta este doar unul dintre ele, dar nu este cel mai mare. Avem imunitate împotriva celor care vor să ne pună la pământ ca nație. Am învățat să ne descurcăm, iar toate semnele, toate știrile, tot ceea ce se întâmplă la nivel internațional în prezent, nu fac decât să ne trezească un pic la realitate și să vedem exact ceea ce se întâmplă. Și a cui este vina, de fapt, pentru tot ceea ce s-a întâmplat? Pentru unii poate este prea târziu, din păcate, dar cu siguranță există speranță în sufletele celor care au rămas aici și sunt printre noi. Avem un mare benefic vărsător în această lună pe casa parteneriatelor pentru România, ceea ce înseamnă că avem o protecție providențială, divină ca popor, probabil datorită faptului că suntem destul de spirituali în comparație cu alte popoare. Noi oamenii, de rând, avem un aliat în divinitate. Nu vorbesc pentru cei care ne conduc, vorbesc pentru noi, cei care suntem oameni normali. În această lună, în decembrie, tindem să ne uităm mai mult în exterior. La ce fac celelalte țări, decât să ne concentrăm pe treburile noastre, iar asta nu este un lucru bun. Asta nu este un lucru bun, pentru că atunci când ești prea ocupat de ce se întâmplă în alte părți, uiți să ai grijă de ce e al tău. De aceea un sfat este, pe care pot să-l dau, este să fiți fiecare pe treaba lui, să vă ocupați de treburile lui. Eu sincer mi-aș dori ca poporul român să aibă puterea să-și găsească independența, să-și găsească vocea. Vocea poporului va fi întotdeauna suverană. Este literă de lege, iar noi am uitat asta. Am așteptat un salvator tot în ultima perioadă de timp,
Dar, din păcate, acesta nu are cum să apară, deoarece noi înșine suntem singurii care putem să ne scoatem momentan din acest blocaj. Suntem cel mai mare dușman al nostru, din păcate, dar putem să ne devenim cei mai puternici aliați. Cred că marea problemă și totul a început, de fapt, pentru noi, ca țară, atunci când a fost comunismul. Ceea ce el a produs a fost extraordinar de dăunător. Adică faptul că în acel timp a fost furată identitatea a cel puțin 2-3 generații. Atunci când furi identitatea unui om și îl pui la pământ, îi iei efectiv puterea de a vorbi, de a se exprima. Îi impui frică de a nu spune ceva care să deranjeze. Îi iei, de fapt, dreptul de a fi cine este el. Văd și astăzi, foarte multe persoane care sunt deja la a treia generație după acest comunism și au moștenit fricile bunicilor, a părinților și acum totuși au trecut 30 de ani. Și ar fi cazul să nu mai dăm vina pe nimeni și să ne asumăm cine suntem în prezent și să ne respectăm dorințele personale, valorile, să spunem ceea ce gândim, să luptăm pentru propriile noastre principii și oriunde mergem să ne respectăm cetățenia, să respectăm faptul că suntem și oameni de valoare. Să nu ne mai facem de rușine cumva. Este personal, pentru că eu ca astrolog în ultimii ani am ajutat la propriu foarte mulți oameni să evolueze, m-a ajutat Dumnezeu pe mine să-i ajut și pe ei. I-am văzut cumva înflorind, i-am văzut evoluând extraordinar. Și cred că toată evoluția unui om, și de aici ajung la un popor, începe atunci când înveți să te iubești pe tine. Să-ți respecti propriul adevăr, iar în același timp să nu faci rău nimănui. Nu ai tu, ca om, cum să evoluezi frumos, dacă în jur dai doar ceea ce ție nu ți-ar plăcea să primești. E atât de simplu, nimic mai mult. Este posibil ca în această lună să apară unele persoane publice, poate chiar, nu știu, politicieni, care, deși au avut de-a face cu crearea tot dezastrul acesta actual, să încerce să joace rolul de salvator, desigur, să ajute cu medicamente, cu bani, să ofere ajutoare. Nu credeți în ceea ce vedeți, pentru că el are, sau ei, au un interes și este de manipulare. Cine va juca rolul de erou în această lună este fix cel care a contribuit la punerea noastră în această situație. Să nu avem medicamente, să nu avem spitale, să nu putem să aducem. Deci nu sunt la curent cu numele din politica României, dar vom vedea strategii de marketing efectiv minciunoase, de făcute de anumiți politicieni, oameni din conducere, da? Să nu-i votați apoi. Doar atât vă recomand. Să nu dați puterea acestor oameni. Revin la aspectele naționale și internaționale generale, dar și pentru fiecare persoană în parte, pentru că inevitabil aceste aspecte ne influențează pe fiecare. Mai puțin sau mai mult, dar ne influențează. Iar vorbim de luna decembrie și avem parte de Scorpion și Marte. Marte în Scorpion. Alături de nodul nord, de nodul sud, pardon. De pe 4 decembrie până pe 16 ianuarie 2022. Și aceasta arată că noi nu realizăm care este capacitatea noastră de a lupta. Nu realizăm cum putem să intrăm în competiții, de a fi agresivi în business. Nu realizăm care este puterea noastră. Nodul sud este corpul fără cap al dragonului în vedic și nu are niciun discernământ. Nu știe în ce direcție merge, el știe doar vrea să lupte. Marte, planeta de foc alături de care se află acest nod sud, nu face decât să se enerveze și mai tare, văzându-și compania. Pentru că nodul sud este pe spiritual și el nu crede în așa ceva, pentru că el merge spre acțiune, spre impulsivitate, spre afaceri riscante. De aceea, această conjuncție în perioada 4 decembrie, 16 ianuarie ne face un pic mai inconștienți. Să apăsăm pedala de viteză, să ne certăm, dar să nu ne pese dacă suntem răniți sau dacă pierdem. Ci scopul în sine este sentimentul de adrenalină, de răzbunare. Acesta este cel mai important. Nu contează dacă folosim manipularea,
înșelarea, furtul, iar acest aspect nu este tocmai bun. Pentru că vorbim de conflicte și posibile conflicte și dintre țări. Și atunci, dintre țări, dintre alianțe, dintre partide la nivel național. Și pentru că nimeni nu se mai gândește la daune, această conjuncție, acest aspect prost, înseamnă că nu se gândesc la oameni. Și ei sunt victimele colaterale. Important este ca conducătorii să-și realizeze cumva ambițiile. Se vor repara aceste lucruri însă după luna martie anului 2022. Dar ce este făcut este bun făcut. Nu mai e loc de întoarcere, din păcate. La nivel individual, putem să fim mai nemulțumiți în această perioadă de timp pentru că tindem să căutăm dreptate. Tindem să căutăm perfecțiune. Iar aceasta nu există, cel puțin nu acum. O perioadă intensă, din punct de vedere astral, o constituie sărbătorile. Și atunci se pot întâmpla multe catastrofe, din păcate. Este și, de aceea este indicat să stăm în casă și vă tot sfătuiesc de vreo două luni să nu vă faceți planuri. Decembrie și ianuarie sunt luni aflate sub semnul distrugerii. A distrugerii unor lucruri, a distrugerii unor principii. Toată energia, pasiunea, secretele, adevărul, totul vine dintr-o dată. Iar acestea vor schimba lumea. Este afectat aerul, apa, pământul. Cel puțin se va întâmpla un eveniment exploziv, dacă nu mai multe, în mai multe orașe. Foarte importante locuri de obicei. Perioada 28 decembrie, 16 ianuarie va scoate la iveală anumite secrete. Dar după divulgarea lor, lumea va deveni cumva un loc diferit. Nu ne va veni să credem: Doamne, am ajuns să trăim și pe asta. Fix așa vom fi. Cei care conduc lumea, este posibil să fie realizat că dacă nu mai țin anumite secrete și dacă le spun așa în fața oamenilor, oamenii nu le vor mai vedea ca fiind așa periculoase. Este o psihologie extraordinară în spatele lor. Dar totuși trebuie să fim atenți la ceea ce spun ei. Jupiter a început mersul său în vărsător, ceea ce înseamnă că lumea va deveni un loc mai bun în următoarea perioadă de timp, adică mă refer la următorii 1, 2, 3 ani. Planeta va deveni mai curată, fie că vă vine să credeți sau nu, la propriu și la figurat. Vom simți o îmbunătățire a economiei ușor, ușor, după martie 2022, când nodul nord și nodul sud își vor schimba semnele. Eu tot am avertizat înainte de acest 2 ani de zile care au început din septembrie 2019 și au continuat și vor continua până acum în 2022. Iar această axă Taur-Scorpion se va schimba pe axa balanță Berbec și va începe ușor, ușor să se vindece lumea. Se vor face congrese, întâlniri pentru a stabili noi reguli, pentru a opri această boală și alte boli. Iar oamenii vor începe să mai respire. Totul se va face și la nivel diplomatic, pentru că balanța în următorii 2 ani jumătate, 2 ani 7 luni, va merge pe diplomație, pe noi legi. În concluzie, încă pentru 2-3 ani ne vom găsi ușor, ușor echilibrul. Vom începe să ne vindecăm după martie, bineînțeles nu chiar din luna martie, dar ușor, ușor vom începe să ne vindecăm, economia va crește și ea ușor, ușor, numai că atunci când vom reuși să ne liniștim un pic și să ne intrăm din nou într-un echilibru, va veni deja din nou ceva interesant, dar acest aspect va veni după 2024-2025. E un nou capitol care se va deschide pentru omenire din acești ani, dar până atunci mai avem, așa că dacă sunteți curioși să știți din timp ce se va mai întâmpla, vă invit să mă urmăriți pe toate mijloacele pe care eu public, oricum, pe pagina mea aveți cam tot. Așa, începem cu zodia Berbec, pentru că vreau să pun pentru fiecare zodie niște aspecte. Berbecii vor crea conexiuni noi în următoarea perioadă de timp, noi prietenii, vor atrage noi susținători de partea lor. Urmează un aspect bun,
pentru expansiune socială, pentru a se întâlni cu oameni dragi, pentru a petrece niște momente frumoase. Pentru nativii din zodia Taur, lună ascendent, următoarea perioadă se va remarca pentru voi prin intermediul muncii și al carierei. Acest punct de vedere este foarte puternic în viața voastră, se poate schimba ceva acolo până la sfârșitul anului. Puteți să începeți o nouă activitate, să vă schimbați un pic modul de a face lucrurile, să primiți o șansă interesantă, dragi tauri, așa că mult succes! Pentru gemeni, în această perioadă veți reuși să dezvoltați un proiect din punct de vedere profesional și personal, iar chetul, nodul sud, pe voi vă ajută să vă puneți pe picioare din punct de vedere al sănătății dacă ați avut anumite probleme în lunile trecute. Lucrurile din trecut pot reveni în prezent. Mă refer mai mult la persoane, la anturaje, iar acest lucru vă poate pune pe gânduri. Gândiți-vă de două ori înainte. La rac, această perioadă timp va aduce în prezent relații din trecut. Fie că este vorba de prieteni sau de oameni care v-au fost alături cândva, de un parteneriat de afaceri sau poate de o relație sentimentală. Pentru nativii din zodia Leu, relațiile cu cei din jur devin mai puternice. În sfârșit, pretențioșii lei încep să-și găsească un anturaj care să gândească pe aceeași lungime de undă ca și ei, își adună cumva în jur oameni compatibili, ceea ce este bine. Fecioară, pentru nativii din zodia Fecioară, până la sfârșitul anului, un nou membru în familie poate apărea, ceea ce vă va aduce bucurie. Fie poate vă întâlniți cu nepoți, cu copii pe care nu i-ați mai văzut de mult. Investițiile vor fi făcute cum trebuie. Numai că trebuie să aveți răbdare, pentru că ele vă vor aduce și rezultate. Procesul de vindecare aduce rezultate bune pentru acești nativi, dacă sunteți în această etapă. Balanța, marele benefic poate să vă susțină de pe 20 noiembrie până pe 21 aprilie pe sectorul familiei, a construirii unui cămin împreună cu o persoană iubită sau cu persoana iubită. Cei singuri își pot întâlni jumătatea, iar cei care sunt deja într-o relație sau sunt căsătoriți pot să treacă la un alt nivel din punct de vedere sentimental sau, nu știu, își cumpără ceva, fac o schimbare în viața lor, în bine. Scorpion, puteți să faceți, dragi scorpioni, lucruri noi care să vă aducă la un alt nivel de evoluție împreună cu partenerul de viață, dar și singuri, de ce nu? Fie că vă apucați de noi cursuri, fie că sunteți forțați să vă găsiți noi modalități de rezolvare a unor probleme. Sau e vorba pur și simplu de niște lecții care vin prin prisma evenimentelor neașteptate. Totul, de fapt, este menit să vă aducă la un nou început, de care voi aveți nevoie, dragi scorpioni. Deci, ascendent și lună, da? Săgetător, dacă vreți să vă căutați un nou serviciu sau chiar să vă schimbați domeniul de activitate, această perioadă este foarte prielnică pentru acest lucru, iar astrele vă susțin. Partenerul de viață și el, dar și familia. Pentru Capricorn, din punct de vedere financiar, veți reuși ca în sfârșit să începeți să ajungeți acolo unde vă doriți. Sfârșitul de an poate aduce pentru Capricorn călătorii sau planuri de evadare din locul în care sunteți pe cât posibil. Aveți nevoie de o vacanță bine meritată, dragi Capricorni. Aspectul relației cu tatăl este foarte important în acest moment, pentru că cu el împărțiți ceva, cu el câștigați ceva, cu el aveți, sau cu o figură paternă pentru cei care nu mai aveți, cu un bărbat important din viața voastră, un parteneriat. Vin și vești bune pentru voi, pentru că sunt foarte multe evenimente interesante care se întâmplă la voi acasă, dragi Capricorni, poate chiar o călătorie, o vacanță bine meritată. Același lucru se întâmplă și pentru nativii din Vărsător, pentru că și pentru ei aspectele aduc această liniște de care au nevoie. Vărsătorii trebuie să evolueze din punct de vedere spiritual și asta a fost lecția lor de la începutul anului 2021. Acum, la sfârșit, doar pur și simplu trec într-un alt pas de evoluție. O călătorie i-ar ajuta foarte bine și pe ei, anumite evenimente interesante la care participă îi va face să iasă așa din monotonie, deci aspectele sunt bune. Dragi vărsători, fiți însă atenți și evitați aglomerațiile. Iar pentru pești, această perioadă va aduce
călători la o distanță mai mică sau mai mare, vești bune de la distanță și o reconectare cu anumite persoane din trecutul vostru. O atenție deosebită trebuie să o acordați însă viselor, și v-am mai spus despre lucrul acesta, și modalităților prin care aplicați legea atracției, pentru că funcționează foarte bine pentru voi în următoarea perioadă de timp. Luna decembrie pregătește o mare schimbare în viața voastră, dar dragi nativi din sub ascendentul sau sub luna în pești. Dacă ești curios de ce ți-aduc toate aceste aspecte anul acesta, spre sfârșit de an, de fapt, și anul viitor, anul 2022, și vrei să știi mai multe lucruri despre harta ta personală și despre cum poți să-ți vindeci blocajele, pentru că în astrologia vedică avem foarte multe modalități simple și ușoare prin care să ne deblocăm blocajele și lucrurile pe care nu le dorim în viața noastră și să ne atragem lucrurile frumoase pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim spiritul, pentru a ne ajuta să ne îmbogățim familia, prosperitatea, să ne atragem lucrurile frumoase în viața noastră, nu ezitați să îmi solicitați o consultație într-un mesaj privat pe roxanarusinacciorceanu.com sau pe pagina mea de Facebook. Până la următoarele previziuni, vă doresc multă liniște, multă sănătate și iubire. Nu uitați sfatul meu de mai devreme, nu ai cum să evoluezi frumos dacă în jur dai ceea ce ție nu ți-ar plăcea să primești. Așa, e foarte simplu. Oferiți celor din jur doar ceea ce v-ar plăcea vouă să primiți. Nimic mai mult. Vă pup și vă urez o lună decembrie plină de împliniri și sărbători în liniște și tihnă.